Polițiștii de la transporturi din Constanța au ridicat aproximativ 2 tone de produs petrolier în urma unui flagrant delict realizat în localitatea constanțeană Dorobanțu. 6 persoane au fost arestate preventiv, un minor fiind plasat sub control judiciar. La data de 11 ianuarie, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Constanța au depistat în flagrant delict 7 bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 33 de ani din localitățile Satul Nou, Remus Opreanu și municipiul Medgidia, în timp ce sustrăgeau produs petrolier dintr-un tren staționat în zona căii ferate Dorobanțu. Pentru reținerea persoanelor în cauză, polițiștii constanțeni au efectuat un foc de avertisment în plan vertical cu armamentul din dotare, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că bărbații în cauză ar fi sustras din vagoanele cisternă 1700 de litri de motorină, în timp ce 3 dintre aceștia se aflau sub măsură preventivă a arestului la domiciliu. În urma administrării probatoriului, la data de 12 ianuarie, persoanele în cauză au fost prezentate judecătoriei Constanța, care a emis pe numele a 6 dintre acestea mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, pe numele minorului în vârstă de 17 ani, fiind dispusă măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. În cauză, polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.